seara, prietele ai Hazului. Și bun venit la cel de-al 20-lea sezon al Galei Umorului. A prins ideea. E vorba de un sezon aniversar. Stop șampania. Da, hei, ușor cu tortul ăla. Jos lavele de pe caviar. Da, avem de făcut prezentări întâi. Așa că trompeți, faceți-vă datoria. Mulțumesc, Mirela, mulțumesc din inima mea trecută prin atâtea și atâtea... Întâmplări, vrei să spui, nu? Păi tu despre ce crezi că o să pomenesc astă seară, colega? Normal că despre întâmplările Hazli petrecute pe parcursul filmărilor galei noastre. Ia, fiți voi atenți. Acum, fii atent aici. La gala, 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 la... Budamba, gusamba, la bumba. S-a râs. Pentru a se stabili care sunt cei mai profesioniști oameni din lume. Mă rugăm seriozitate. Tu nu mă gotona, să mă tu, tonona. Hai, lasă-mă cu la via în roz. Că nu e. Tu, ce vrei să nu spui? Ce vrei să spui? La, la, la. Da, da, da. Sunu gununu, tulu naime. Frize? Suntunu cutunumu. Adudu. Suide. Be o bere doar. Atunci dă și mie. Dar vezi că asta e apă. Sotonamu! De ce mă ceasă? Și s-a dus încă o ediție minunată. Ce fac trag? Sorobronul? Și iată acum o întâmplare trăită de mine pe plaiuri maramureșene în familia unui prieten. Zice nevastă sa: Ioane, unie-te gața și... Mă duc la Cluj, dragă, să beau și eu o palincă. No, dar pe aia o poți bea și acasă. Da? Mulți am fain. Atât am vrut să aud. Adă-mă sticla. Hit me, Jenny. Ceva noutăți? Rușii. Ce-i cu ei? Ne sug. Marea Neagră. Nu-i de mirare, ăștia ne-au subt mereu. Mă rog. Ce a fost, a fost. Dar ce au, domnule, tocmai cu Marea Neagră? Probabil au pus ochii pe pungile noastre. Care pungi? Alea de subt Marea Neagră cu gaze. Dar subt ce formă vor să ne... Niște pompe uriașe. Trebuie să fie mari. Cele mai mari sunt sovietici. Dar rușii mai sunt sovietici. Dar românii mai sunt... Înțelegi? Vezi? Ce să văd? Bulgarii. Ce fac? Mai nu vor să se unească cu patria mumă, cu România. Mă, eu te-am întrebat ce fac bulgarii, nu ce vor ei să facă. Fac în turism. Vara trecută ne-au subt toți turiștii de pe litoral. Da. Da. Așa e, Gogule. Ah! Toți ne sug. Mă, Gogule, mă. Până și ucrainienii. Delta Dunării și fauna. Da. Mai ales fauna. Las-o încolo de fauna. Ah! Mai sugem câte o vorcă? Sugem. Dar cu înlocuitori. Că mai nou peste tot se folosesc înlocuitori. Și pe noi o să ne înlocuiască într-o zi. Ai să vezi. Cine? Noua generație. Tinerii frumoși și liberi. O să ne dea un șut undeva. Unde? Acolo jos. Păi acolo jos nu doare? Ba doare. Dar așa se face schimbul de generații. Cu durere. Da. Ce să facem? Dacă trăim tocmai în prezentul ăsta contemporan... Suntem pe nicăieri. În Europa! În Europa!
unde fetele noastre stau aplecate 10 ore în fiecare zi. Da, la cules de căpșune. Fresas, le zice. Să le... Cum le zice la ce ai spus? Căpșune. Aha. Da. Ce da? Asta cu... Aha, adică teme-te Europa. Am intrat deja pe ulița ta. Am zis eu așa ceva? Câte nu se spun despre ce se zice. Ai dreptate. Mai luăm ceva? E. Salariu, o dată pe lună, plus taxele aferente pe care le-au mutat niște ingineri de la finanțe, de la angajator la angajat, așa că tu... Eu o să iau un vin. Johnny! Da. Un vin, te rog. Îți dă mâna. Cine să-mi dea mâna? Așa se zice. Câte nu se spun. Am înțeles. Zgârciobule. Și știi ceva? O să te zic la amantă. Ce să-i zici? Cum? Ce să-i zic? Că te-am văzut ieri cu nevastă-ta, mă, la piață. Am fost la niște cumpărături. Cum, mă? Dar nu ți-e rușine, mă, să-ți minți amanta? Dar ce să zic? Am fost la piață, ce? Da, da, bravo, bravo. Azi la piață, mâine la restaurant, poi mâine cu ea în pat. Bă, bravo, ce vrei, mă, să fac? Ce vrei să fac? E nevastă mea. Păi și ăsta e un motiv să te culci cu ea. Salut! Ah, și n-am cuvinte. Te pup, mă, Johnny! Mă, Johnny, tu ești băiat deștept. Mi s-a mai spus, neagogule. E un păcat să te culci cu nevasta? Cine să se culce cu nevastă mea? Nu, mă, băiatule, cu nevastă mea. Nevastă mea cu nevastă ta? M-ai înțeles greșit. Păi cine se culcă cu cine? Eu cu nevasta. A cui nevastă? Care mi-e soție, nevastă mea! Așa, cu cine se culcă? Cu mine! Păi și nevastă mea? Probabil cu tine. Că știi că de la o anumită vârstă e posibil, dar nu și probabil. Sau invers. Neagogule, dacă știi ceva, spune-mi. Rușii! Rușii! Care ruși? Din Uniunea Sovietică. Păi ce au rușii cu nevastă mea? Nu cu nevastă ta, cu noi. Ce-o cu noi? Nesug, Marea Neagră, cu niște pompe uriași. Neagogule, ia mâna de pe pahar. Dumneata nu mai sugi nimic în seara asta. Du-te frumușel acasă. La aman. Da? Păi și cealaltă, nevasta? Nevastă mea e soție. Nevasta soție? Hai, nu fi bulgar. Nevastă mea. Ia ta nevastă. Nevastă mea? Iar începi. Dar nu eu am început, neagogule. Băi, Johnny, băi, există la fiecare sfârșit un început. Așa că ia de mătăluță un pahar de vin, dar de la... Ăsta? Așa. Păi ne început, neagogule. Îl începem acum. Încep să-mi pierd răbdarea, neagogule. Du-te acasă. Așa începe. Ce? Oricare dintre legile lui Murphy. Așa începe. Cu multe neînțelege. Și se termină întotdeauna pe dos. Și mare, neagogule. Vezi tu, draga mea, borcanul acesta cu gem de prune? Îl văd. Și ce-i cu el? Tu știi că aici se ascunde tragedia unor prune ce puteau deveni țuică. Și acum tu ce faci? Eu? Mănânc. Mănânc și plâng. Mănânc. Yeah.
Adu-mi o... Adu-mi o supă, te rog. O supă. O supă. Ce faci, omule? Bine am reușit. Auzi? Nu... Nu pătează. E apă chioară. Adu-mi, te rog, o friptură de vacă. E ca fierul. Da, nu și la mușan. Dar e ca fierul. Pune-mi un șpriț. Ha? Un șpriț. Nu țipa la mine că sunt răcit. Care tragi covorul? Nu merge! Te-am dezvenit, mă. Ți-a ieșit copul prin pom. Adu-mi o mămăligă cu smântână. Ce? Dumneata! Ha 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 ha
suficient! Am crezut că ești Moș Crăciun. M-am săturat! L-a plecat și n-a dat nici bagș. Și acum, în mijlocul veselei petreceri a începutului de weekend, vă spunem, prieteni ai umorului, că vom dedica acest sezon 20, un sezon aniversar al galei noastre, maestrilor comediei, ale căror realizări de excepție sunt păstrate forever în arhiva de aur a televiziunii române. Dar noi de ce râdem? Nu știu, chiar. De la slujbe pleci la 3. E 3 și jumătate. Unde este până acum? Doar în stația de tramvai și cât am luat un ziar. Uh-huh. Te pomenești că ești milionar. De-ai apucat să arunci banii pe ziare. Sau ai luat ăla care zice sexe balamuc? Nu, pe ăla îl citez de la fie mea. Atunci în altă parte unde ai stat? În tramvai. În tramvai n-ai stat, ai mers. Ai văzut că minți? Nu mint. Tramvaiul a mers. Eu am stat. Da? Și dacă ai știut că te aștept la masă, de ce ai stat? Dragă, întreabă pe tot. Am venit în tramvai cu Radu, cu Cornel, cu Vasile, cu Elvira. Da, a? Care e Elvira? De la registratură. Și ce cauți tu cu Elvira de la registratură? Păi, dacă vine și ia cu tramvaiul 12... Sau alt tramvai nu poate să ia? Numai cu tramvaiul tău poate să duc acasă? Păi dar nu e tramvaiul meu, drag, e tramvai public. Ce vină am eu dacă pe ea o duce numai tramvaiul 12 acasă? Acasă la cine? Acasă la ea. Și de ce mergi tu cu tramvaiul care duce acasă la ea? Bine, dar tramvaiul ăla duce și acasă la mine. Ascultă să-mi spui ce-i cu Elvira asta, unde stă? Pe aici, prin cartier. Și cine a dat casa aici prin cartier? Primăria. Și primăria n-a știut că tu ești însurat? Păi da, nu mi-a dat mie, i-a dat ei. Cum nu ți-a dat ție? Dar ție cine ți-a dat casa aici? Primăria. Aha, asta zic că v-a dat amândoi. Ție pe lângă ea și ei pe lângă tine. Să faci cerere. De ce? Să o mute. Cum o să... Cerere, drag, cum o să fac? Nu am niciun motiv. Pai! Bine, atunci să ne mutăm noi. De ce să se mute ea? O să zic că prefer să te muți tu în loc să se mute ea. Te pomenești că te muți la ea. Cum o să mă mut? Aici e casa noastră. Păi, dar chiar tu ai spus că te muți. N-ai spus? Criminalule, vrei să mă lași singură de Sfintele Sărbători? Dragă! Te rog din suflet să taci un pic. 5 minute! 4, 3, 1 minut! 1 minut! Taci un pic și dăm de mâncare. Cât e 1 minut? Tic-tac! Și-a trecut. Era și un cântec. 1 minut, tic-tac, și-a trecut, tic-tac. Cântecul nu spune tic-tac, ci tic-tac. Așa. Hai să-l cântăm împreună. 1 minut, tic-tac eu, și 1 minut, tic-tac tu, și în timpul ăsta îmi dai de mâncare. Eu nu tic-tac până nu-mi spui ce-i cu Elvira. Ce să vin, n-am nimic cu Elvira. Eu te am pe tine. Dacă mai e pe mine, de ce vii cu ea în tramvai? De ce nu vii cu mine? Păi, tu azi ai rămas acasă. De unde era să te iau? Păi, dacă mă iubești, vii și mă iei de acasă. Cum, draga? Adică să plec de la slujbă, să vin să te iau pe tine de acasă, să mă întorc iar la slujbă și pe urmă să vin iar cu tine acasă? Dă-mi, dragă, de mâncare. Bine. Să știi că este ultima oară când îți dau de mâncare.
Mai și speriat cum vorbești. Cu 15 nu putea să vină acasă. Cine? Elvira. Mănâncă, se răcește. Câți ani are? Cine? Elvira, mănâncă, se răcește. E mai frumoasă ca mine? Cine? Elvira. Mănâncă, se răcește. S-a răcit, nu mai mănânc. Îmi face rău. Nu mai mănânci? Nu. Bine, am înțeles. Ai mâncat în oraș? N-am mâncat, drag, în oraș, dar sunt sătul. Mă rog, și atunci ce mai mănânci? Ziceai că faceați niște prăjituri cu dulceață de zmeură sau cu dulceață de caise? Am făcut și cu smeură și cu caise. Bravo, dă. Nu-ți dau de caise. M-a costat foarte mult. 2000 de lei rețeta. Dă-mi ce vrei tu. Bine. Poftim. Dacă mănânci repede, vezi? Au fi fost cu dulceață de caise și nu i-am scos sâmburele. Hai de mine, fie de mine, mă, de mine, fie de mine. Ah. Ți-e mai bine? Mi-e mai bine. Ah. Ah. E, acum că ai terminat de mâncare, spune și mie, de când citești tu ziarul ăla, Sexy Balamuc? Hai! Tu știi că în multe dintre satele noastre și de curând și în orașe, după ce se întunecă, e musai să saluți pe toată lumea? Și dacă nu ți se răspunde la salut? Înseamnă că e ursul. Nu vă supărați. Eu? Nu știți de unde pleacă telefericul? Telereficul? Teleferic. Nu știu, domnule dragă, eu fac ascensiunea numai per pedes. Rădulescu, e bine că urcați pe jos, da. Pentru că și peisajele sunt peisaje interesante. Foarte frumos. Și artizanatul este splendid. Să știți că eu sunt mare, dar sunt mare amator de artizanat. Da, mă bucur că ne-am întâlnit și eu sunt un colecționar pasionat. Da? Mă bucur când întâlnesc un om care în vacanță împletește. Nu, eu nu împletesc. Nu, împletește, nu-i așa? Utilul cu frumosul. Da, sigur, e foarte frumos, să știți. Noastră, ce achiziții noi ați făcut? A, două piese rare. Da? Un polonic de Căpâlna și un bucium de cireș. Ah. Sau polonicul e de cireș și... Buciumul e de Căpâlna, în orice caz, două piese rarisime de super artizanat. Ce super trebuie să fie să ai în casă un bucium. Da, da. Și dimineața nevasta să vie cu nesuaburind într-o străchinuță de salonta și alături un putinei cu cico la gheață, da. Cu sandwich-uri. Da, minunat. Și eu am niște achiziții formidabile. În ultima vreme am achiziționat un făcăleț de Turda, secolul 13-14, că de zalău are și Vasilescu de la 6 și n-am vrut să fim la fel. De altfel, să știți că tot interiorul meu este numai în stil popular. Oh. Da, trebuie neapărat să-mi vedeți lavița mea cu coviltir plisat și pe ea să știți că nu am nu arcuri, nu zegras, nu relaxa. Paie! Excepție, apropo. Da? Vă plac cocenii? Moartea mea, mă topesc după cocenii. Eu stau la etajul 2. Aveți coceni? Nu. Nu. Am vrut să schimb, să scot tabla și să pun coceni. Ce idee! Cu tablă este banal, dar nu m-am înțeles cu comitetul de bloc. Comitetul de bloc, dar ce se pricep ei la art? Da. Adică Ionescu să-și ia ciubăr, nu? Da. Tănase și-a luat ciutură de fântână. Calistrat are un ciur, nu mai e nimic. Da. Și notați,
Ei le păstrează pe când eu le fac să circule, da, să cu supliment de preț. Dar e normal, nu-i așa, de altfel să se spune. Original, cu orice preț. Cu orice preț, original. Orice preț, a orice preț. A orice preț, da, vă salut. Dumneavoastră încotro o luați? Eu o iau după cergă. Am auzit că aici, prin apropiere, este ostana. O cine? Ostana. Cu oi, cu ciobani, cu iarbă. Stână cu căciulă. Mi-am uitat căciula și mă duc, poate fac rost de o... Cergă. De o cergă din asta originală, am o comandă specială. Da, vă doresc să mai bine, eu plec în sus. Îmi pare bine, tovarășul apostolorum. Eu sunt Popescu. Merg pe Pedes. Mă duc în sus să caut niște bolovan. Bolovan de râu. Se poartă în living room grozav. Bolovan de... Roci, bolovan, ce găsesc mare să pun în living room câteva bucăți. Să știți, dacă aveți greutăți și nu găsiți bolovan pe măsură, vă adresați la mine. Vă duc eu la cineva care confecționează bolovani pe comandă, o nebună. Formidabil. Vă mulțumesc foarte mult, la onoare. Vă salut și bolovani ușor. Și dumneavoastră, cergă plăcută. Mai bine. Mă gândesc dacă găsesc ceva să-i transport până la poștă. Poate am norocul să dau peste o basculantă sau un excavator sau măcar un măgar. Oricând vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Vă salut. Am onoarea. Cergă ușoară. Nu, eu sunt bolovanii. Un cioban autentic și ce sarică originală are pe el. Al meu ești. Apoi, ziua bună, domnule dragă. Bonjour, bade. Bonjour. Cu matale sunt oițele astea. Dar păi, cu ține, mă rog frumos. Vai, da, ce costum frumos ai. Ce bine-ți vine. Ia, întoarce-te puțin să mă uși o țiră la tălică. Uită-te, dar repede că mă zoresc mioarele. Bună bâta? Bun. Cum o dai? Da-ți vârleta. Nu azi, dar convinzi. Păi, dar păi cui trebuie? Mie. Da, că ți-o dăruiesc minte, n-aș. Da? Mersi, fain. Dar de saga asta nu ți-e prisosește? Nu, că în ea țincașul. Da? E prototip sau e de serie? De lume. Bine. Ia, îmi dai voie să o pun puțin pe umăr? Da. Stai să vedem dacă... Pun eu. Ia. Că eu mai am vreo 4 sus la stână. Da? Da. Ei, uite, îți dau un pol pe ea. Nu, te rog. Nu, lasă. Te rog, uite. Lasă. Uite aici, ai un... Uite, 25 de lei pe ea. Lasă. Nu? Se poate, suvenir? Suvenir? Apoi, acum eu pot pleca, a? Da, ia stai puțin. Pălărioara asta, nu-mi dai voie să încerc și eu? Păi, nu mai să vă vină. Păi de ce să nu-mi vină? Ia să vedem. Lasă nițel. Ia. Parcă e a mea. Ia spune-mi, da, Cujma. Tot suvenir? Nu. Vreau să te întreb de sarica asta. Ce faci cu ea, nu mi-o dai? Tot suvenir. Nu, bade, se poate. Facem schimb, uite. Eu îți dau fâșul și dumneata îmi dai sarica. Păi sarica mea e de lână și cum o să le cânt eu mioarilor? Fâșoieță la poiană, fâșoieță, fâș, parcă ești sincronii, nu vezi că merge mai bine? Trebuie să le cânt mai modern, stai să o încerc, dă-mi ce ăsta, că văd că e colorat. No. Trebuie să fac garnitura completă, nu poți să-ți ia. Ia uzi. Îmbracă-l, te-au văzut câinii. Cu ea. Cum îmi vine? Ia. Auzi, domnule dragă, eu ți-aș da sarica asta dacă ieși turma. Nu pot să iau turma. Nu pot să iau că nu sunt în profilul meu. Eu sunt profilat numai pe artizanat. Catrințe, bundițe, lavițe. Apoi atunci să ai grijă să nu faci cașul presărat. Și dacă vine lupul și întreabă de mine, să spună dumitale la ureche ce vrea. Au revoir, domnule dragă. Apropo de creștini din această scenetă, un harghitean, vizitat de un urs cam de vreo 20 de ori într-o lună, mi-a trimis un mesaj disperat. Și mă rog, ce zice mesaj? Fii atent, ci că asociația de proprietari îl obligă
Să treacă ursul la întreținere. Asta nu-i nimic, Dorele, dar ce te faci cu eforturile celor de la NASA de a trimite prima femeie pe Marte în 2024? Pe Marte? Aoleu, dar nu-i cam departe, măi, Cleopatru. Așa zic și cei de la NASA, dar dacă totul merge bine, în 2025 le vor trimite pe toate. Oh, bun, 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 să zicem că Elon Musk și ai lui ar face posibil transferul. Dar ce vor zice extraterestrii de parte masculină din celelalte galaxii? Nu știu eu ce vor zice, dar să nu se pună cu pământenii noștri, că iese urât, ca în sceneta ce urmează. Ce? Nu e nimic, dragă. Nu e nimic. E un OZN. Adică o farfurie de aia, zburătoare. Da? Da, fii calmă, e un OZN. Și aia care a coborât din farfurie, ce e? Aia sunt doi extra. Mm-hmm. Lasă că vorbesc eu cu ei, nu te băga, că eu știu cum să iau. Bună ziua și vorba aia. Ține ați venit! Dragă, invită-i la masă, poate ori fi și ei flămânți. Nu mănâncă ăștia de-ale noastre. Scoate, scoate! Poftiți, poftiți! Grozavă friptură! Da? Luați și gogoșar, că sunt picant! Ceva lichid n-aveți? Este! Niște vinișor negru la rece. Molan? De la producător. Poftiți! Excelent! Da? Excelent. Îmi pare bine! Ceva ca desert nu serviți? Avem niște cornulețe cu nuci. În principiu, da. Poftiți! Ați venit și dumneavoastră la iarbă verde? Da. Nu vă supărați că vă întreb. La dumneavoastră, pe planeta de unde veniți, nu e iarbă verde? Nu. La noi e numai iarbă albastră. Yeah. Păi cum o să ne ducem la iarbă albastră? Păi poate sunteți și dumneavoastră prea pretențioși, că în definitiv iarba e iarbă, nu? Da. În ultima instanță? Da. Sau poate că la dumneavoastră nu e aer suficient. Și degeaba să duce omul la iarbă albastră dacă n-are și un pic de aer proaspăt, nu? Evident. Cere-le ceva, o amintire. Să nu-și facă voi impresie. Ei, atunci lăsă că le cerim. Auziți, nu vă supărați. Dați-ne și nouă amintire. Așa, ceva ca un autograf. Am un autograf? Cu plăcere. N-aveți ceva de scris? Am uitat fixul acasă. Lăsați că rezolvăm lui. Ne dă? Gata! Hai, dragă, că mă doare! Gata! Ce ți-a făcut? Stai în scălipă bine! Mine dragă, dar să mai scălesc unii la noi pe copaci cu bricegele, nu pe oameni! Vâni! Ia-o! Ironizează-i puțin! Ai dreptate, așa merită! Fii atentă cum ironizez! Auziți? A citat să treceți data! Vă rog! Altceva mai aveți? Nu, dragă, și mă mor, ne lăsim. Hai, nu mai scăpăm de ăștia. Dă-le niște ardei, iute. Poftim. E bun ca focul. Băi, ce am ironizat. Știi cum se numește prima masă a zilei când ești la cură? Nimic dejun. Hai, un stop! Good morning, fată! Bun dimineț! Bun dimineț, mă! Good morning! Dar ce n-ați spus și voi ceva pe voi? De ce ați ieșit așa dezbrăcați pe în casă? Hai că mergem să facem jogging. Ia, jogging! Ce să faceți? Jogging, să alergăm.
Păi de ce s-a alergat? Ce, vă gonește cineva? Nu mă, tată, dar așa facem noi în fiecare dimineață. Ca să punem sângele în mișcare, înțelegi? Ia. Treaba voastră, faceți ce vreți, dar vedeți să nu speriați găinile alea pe-n curte. Păi ne alergăm prin curte. Dar pe unde? Mă luăm așa pe uliță în sus. Cum să ieșiți, mă, pe uliță așa despuiați? Păi ce are, mă, tată? Nu are nimic, păi așa e joggingul. Păi cum, mă, măcar tu pune un capot pe tine? Și da-s... cum să fac jogging în capot? Dar s-i scut, dar s-i secut, mișcare, acțiune, atletic, unt, jogging, santat. Cum mă să ieși așa, o uliță în dezabie, măi? Ia, secut. Doamne ferește, Doamne ferește. Treaba voastră, faceți ce vreți. Dar decât să alergați așa fără foros, mai bine ia, măi, ia să, dacă tot umblați pe acolo până în sat, ia să treceți și pe la Finasorica, să vă duceți și până la Nentu Vasile în deal. Ce să fac? Să vă duceți pe la tata Ileana, să vă duceți că eu te... e bătrână și când o-ți veni data viitoare s-ar putea să nu mai prindeți? Vă duceți și pe la Vârtul Pelin? Aoleu, nu pot să-mi sufăr. Păi mă, să vă duceți, mă, și pe la ei, că uite, mâine, poi mâine plecați și nu v-ați văzut cu ei, să poate să supără ăștia. Păi fac jogging sau mă țin de vizite, mă, tată? Dar ce te costă, mă, să treci pe la ei, să le zici să rămână bună ziua? Eu te-am venit și noi într-un jogging pe la voi. Na. Că să supără ăștia dacă plecați și pe la ei nu treceți. Fata, ai moment, pite. Cum zicem când întâlniți person jogging unde ulițe? Ce zice? Cum zici când întâlnești pe alți oameni care fac jogging? Ia? Pe uliță. Ia. Unde da. Strase? Da. Bă, Hans, adevărul e că la noi aici nu face jogging decât Leana Lusterică Piratul și asta numai în cazul în care vine bărbatul beat de o alergă cu parul. Face jogging până la măsa în deal. Și nu zice decât un singur cuvânt sau două, trei după caz. Aoleu sau numai dat. Funica, funica. Nu la bunica, la măsa să duc. Hai, funica. Ce zice? Funica. Am învățat și el o înjurătură, nu mai țin minte. Mama măsii, dar o zice pe scurt. Bunica. Bunica. Așa, bunica. Apă cum zicem? Că în Deutschland zicem gut morgen, guten alles gute, und in America zicem have a nice joking? Cum zicem aici, în sat, dacă te întâlnești cu alții. De uliță. Bă, ca să-ți răspund la întrebare, adevărul e că în cazul în care faci jogging la noi pe uliță, nu trebuie să știi decât un singur cuvânt. Faci cuvântul? Marș! Ia. Marș de aici! Ia, marș! Marș de aici! S-ar putea ca nici ăsta să nu se ajungă și trebuie să iei URTV-i, că știi, câinii ăștia de pe la noi nu sunt învățați cu jogging. Să luați, mă, URTV-ul ăla de lângă poartă. Așa. Hai, mă, tata, ai că am plecat să rămân la pac. La revedere! Marș! Marș! Marș de aici! Marș! 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 Rămâna, tata. Trăiești. Ce cauți acolo, măi? Mi-e foame. Ce foame? Numai atâta știi. Să mâncați, atâta știi. Să mâncați și atâta. Tu ce faci? Nu te duci la școală? Nu mai duc brea la nicio școală. De ce, mă? Păi ne punea să învățăm, s-a pus cu cartea pe noi. Ai, nu zău. Vă pun să învățați? Bă, dar sunt exagerați și ăștia. Și la ce? De exemplu, ce vă pun să învățați? Păi uite, de exemplu, la română ne pune să citim cărți. Hai, dacă spun. Vă dați nesimțiți. Rău de tot. A, și la mai ce? La istorie? La istorie? Vedem aici. 1821, 1848, 1877, 1907, 1918, 1944, 1989. Ce sunt ăștia? Niște ani. Ne-au pus să învățăm așa. Niște ani că scrie într-o carte că trebuie să învățăm anii ăștia. Ia uite, bă, săracii copii. Ori vă pun să învățați și la geografie? La geografie, bineînțeles, ne pune să ținem minte toate denumirile, toate bazaconile. Țara Gutuiului, Țigleșului și Subcarpații de Criblură, Țara Bursei și Strâmtoarea Fosfor și Dandanele. Iau, bă, da, săraci de băie. Băiatul, cum am, eu știu ce să zic, mă, băiatul, tate, poate o știi și ceva, vă folosi vreodată la ceva, să știți astea, eu știu. Nu folosesc bine mai mic tâmpenile astea, oricum dacă mă întreabă cineva ceva aflut de pe internet. Așa? Da. Bă, dar știi ce mă gândesc eu, mă, băiatul, tate? Dacă într-o seară, să zicem, punem cazul, stai și tu cu o fată de vorbă la poartă, o ții de mână și ea te întreabă așa, deodată, tam nisam. Bă, ce înălțime are vârful ciomolug, mă? Tu ce-i spui?
Nu zic nimic, bre, mă duc la internet cafe, intru pe internet, dau un search și află imediat că e non-stop. Da, mă, băiatul tati, dar vezi tu că până te duci tu la internet cafe, până afli că vârful Ciomolugma are 8848 de metri, până te întorci, o găsești ocupată, mă. Ți-o ia altul. Și nu se mai ia, bre. Eu te tot un prost ca tine dacă are laptop. Aici erai, bre, Nea Ilie? Dar unde să fiu? Dar ce, s-a certat fata matale cu Hans? Nu! Ba da, o aleargă până sat! Nu aleargă, măi! Ba da, bre, asta mica matale a intrat la finasă ca să se ascundă Hans după ea. A stat acolo un sfert de oră, până a zbugit-o la tața Ileana, neamță după ea. Acum a spunea la tine și vezi că a prins-o, du-te, bre, liniștește, neamță, că mie să n-o bată! N-o bate, măi, face jogging! Ce-i face? Jogging! Adică cum jogging? Eu te... adică în vizită pe la rude. Așa în chinuți? E, da. E un obicei nemțesc. Doamne, feriște! Eu am rămas și de fapt. Acu ți-e bine? Da. Atunci du-te acasă, că ai treabă. Așa e, bre. Am o grămadă de treabă. Câtă treabă am! Să rămână, tată. Să trăiești, mă, băiatul tati. Dar ce-ai, mai ești supărat? Mă gândesc, bre. Wow, la ce te gândești? Mă gândesc la Ildico, la prietena mea. Dar de ce, mă? Uite de-aia că nu mai am când s-o văd. Păi de ce nu mai ai când s-o vezi? N-are timp, învață. Ce învață, măi? A intrat la universitate, la Mizil. Da? Eu auzi, bă, bravo, ei. Dar ce, la Mizil e universitate, măi? E o universitate mare, de-aia particulară. Și acum cum face? Că parcă ea era din Târgu Mureș. Face naveta sau stă la cămin? Stă acasă. Cum stă acasă? Uite așa, e o universitate de-aia prin corespondență. Ia auzi, bă, ia uite, bă, ce s-a dezvoltat învățământul ăsta românesc. Păi așa, dacă stau să mă gândesc, aș putea să fac și eu vreo 3 facultăți. Stau aici în sufragerie și îmi dau examen. Mai bea o țuică, mai fac o facultate. Mai bea o țuică, mai fac o facultate. Te rog eu frumos, nu mai spune de examen, mă, tată. Uite-mi vine să și plâng, că mi-e dor de ea. I-a scris și o poezie. E lungă? Nu prea e lungă. Citește. Ildico, ești bine? Mă gândesc la tine. La ce a fost odată. Sub volta stela. A, până aici am ajuns. Păi, foarte bun. Îți place, nu? E frumos. Bună ziua la toată lumea. Măi, Cornele, ai venit la țanc. Nu, mă, Cornele, că sunt în misiune. Domnul agent șef. Așa. Uite, hai să ascult ceva frumos. Nelie, să zic eu ceva și mai frumos. Haide, domnul șef, că așa ca divertisment. A scris băiatul ăsta o poezie. Să vedem, mă, ta ce părere ai. Ia, citește-mă. Ildico, ești bine? Mă gândesc la tine. La ce a fost odată, sub bolta stelată. Mi se face pielea de găină. Ce zici, domn șef? Domnul Gorobete, dragi băieți și fete, sub bolta stelată, tu pleci în armată. Uite, urgând în corporație. Ia uite, mă, tată, că mă ia în armată. Păi da, bă, că erai ultimul din sat care nu erai bărbat. Aoleo, unde mă duc eu cu sfetul greu, departe de-ai mei? Tocmai la care? Acolo ai fost repartizat. Eu acum v-am salutat. Ce fac, mă, tată, mă ia în armată ăștia și Ildico? Păi stai, mă, trebuie să o arunci și pe ea și asta e. Dai ce să-i faci? Aoleo, trebuie să-i schimb poezia. E schimbă. Gata, Ildico, află despre mine că mi-e dor de tine. Eu fac salturi și culcat, tu dormi singură în pat. Bă, e frumos, e bine. E bine, dar eu te vezi, astea ultimile două versuri nu prea se leagă. Cum nu se leagă, domne? Eu fac salturi și culcat, tu dormi singură în pat. Da, mă, băiatul tati, că tu faci salturi și culcat, asta e sigur. Dacă ea o să doarmă singură în pat, asta rămâne de văzut. Ascultă la mine, că-s tot bătrân. Gata, hai că am ajuns. Ce-ați pățit? Ce-ați pățit? M-a luat după tine să trece pe la neamuri. Păi și foarte bine.
Foarte bine, păi am trecut pe la final, Sorica, așa cum ai zis, și de bucurie săraca, zi, s-a scos și ea tuica pe masă. Am trecut și pe la vărul Pelin, a scos și el și i-a dat vișinată. Ne-am dus, tata Ileana ne-a luat în brațe și ne-a pupat repede și ea cu două pahare de vin. Vărul Vasile i-a dat un rom. Și termina, mă, câte a cărat în spinare toată ulița. Și la bufet, nu zic, că i-am întâlnit cu Sorin Pârlogu și l-a cinstit și el cu un coniac. Îți mai coniac, mă? Ce să fac? Și stai să uite ce halaj. L-am adus toată ulița. Nu rezistă el. Bă, păi dacă nu rezistă, să nu mai facă jogging. Băi, Hans, yeah. Așa-i jogging-ul pe la noi. Yeah? Eu văd curcat. Noapte bună. M-aș de aici. Porți ochelari? Nu, de ce întrebi? Fiindcă ți-a rămas un semn pe nas. No, asta e de la halva de bere. Taci, taci! E bine. E bine. E foarte bine. Alo, reședința domnului Michael Dabăr Ionescu. Ei, dumneavoastră sunteți patroane, să rămână. Nu v-am recunoscut. Când veniți? Când veniți? Nu, nu s-a întâmplat nimic. Ce se întâmplă? V-am întrebat numai așa, din snobism. Da, e bine, e foarte bine. Aici toate bune și la locul lor. Da. Ba, niște flacuri, niște mărunțișuri, da, cu jeep-ul nou. Nu, nimic, a ars puțin vopseaua de pe capotă. O grindă aprinsă. Da, grinda de la garaj. Nu, Doamne ferește, nu a ars garajul. A mai rămas găleata de tablă, ceva furtun și clanța de bronz. Da, o scânteie nenorocită. Dar nu de la garaj, nu, de la vilă. Cine a dat foc la vilă? Păi soția dumneavoastră, Cicilica, cu lumânările ei, cu tot. Da, zicea că așa e creștinește, s-a aprins lumânări la catafal. Păi tatăl dumneavoastră a decedat un pic. Un accident de călărie. Păi știu că n-avem cal, dar iertați-mă, tatăl dumneavoastră s-a machit puțin și a zis de supărare că pleacă cu calul. Până să-l opresc eu, el a încălecat pe gard și a căzut cu gardul. Nu, nu și-a rupt nimic, numai că a murit. Da, s-a lovit cu capul de felinar. Felinarul? Nu, felinarul n-are nimic. Nu, s-a supărat că-l șantaja domnișoara Țuca, secretara dumneavoastră, care e bine și ea, e în luna a patra. Nu în luna aprilie. În luna a patra spre luna a noua. Da, așa că felicitări, patroane, o să aveți un frățior sau o surioară. De la răposatul. Păi eu i-am spus că s-ar putea să nu fie al lui, să putea să fie altcineva cu umbrela. Că știți pe ăla cu umbrela. Ăla bătrânelul cu umbrela care a mers la o vânătoare de lei și a văzut un leu și l-a împușcat cu umbrela. Morala că în spatele fiecărui bătrânel cu umbrela există un vânător tânăr cu armă adevărată. Da. Încolo, toate bune și la locul lor. Dar nu vă enervați, nu vă enervați că pe lângă fica dumneavoastră pe care o aveți cu doamna Cicilica, la banii dumneavoastră mai puteți crește un copil. Adică doi. Păi cum adică doi? Păi doamna Cicilica este și ea în poziție de tragere. Da, e în luna a șaptea. Cred că cu dumneavoastră. Oricum o să crească în grădina dumneavoastră. Deși, dacă vreți să vă spun sincer, eu cred că e făcut cu
capital mix. Dumneavoastră cu umbrela. Nu știu, am auzit-o odată pe doamna Cicilica blestemând, ci că să simtă măcar odată și tatăl copilului durerile facerii. Și brusc pe Tănase șoferul a apucat durerea de burtă și a căzut pe jos. Acum e bine. Cine, Vovo? Care Vovo? Care Vovo? Care Vovo? A, Vovo, fica dumneavoastră, da, Vovo. Nu, nu înțelegeam că acum nu mai cheamă Vovo. O cheamă Vovo 23. Da, că a cunoscut un arab din Emirate care a cerut-o în căsătorie, unul Abdullah. Da, și acum o cheamă Vovo 23, că ăsta mai are 22 de neveste. Da. Încolo, toate bune. Unde a fost capul? Păi unde a fost? Capul i-a fost pe pernă. Cine s-o fi ca bucătărează, e bine, e foarte bine, să știți. Da, e dor de dumneavoastră, vrea să vă vadă vineri. Vrea să vă vadă vineri. Așa mi-a zis. Vedea la Sfânta Vineri. Milionul de dolari l-am pus la loc sigur. E la Banca Română-Turcă. Am glumit. Glumesc și eu, patroane. Nu, că nu sunt chiar atât de tâmpit. L-am dus la chiar la loc sigur. E la Banca Română de Scont. Da, să nu mai știe nici vântul, nici pământul. Da. Acolo e bine, toate sunt bune și e frumos. Nu va căuta nimeni, în afară de Garda Financiară și Interpol, în legătură cu valiza aia de ecstasy. Da, da. Bine, alo, patroane, stai, nu închideți. Acum că vin sărbătorile, vreau să vă urez și eu multă sănătate și amnistie grabnică. Da. Și vă rugăm să nu renunțați la noi, indiferent de soția cui veți deveni acolo în pușcărie. Păi că de asta nici nu vă zic la mulți ani să nu cobesc. Să trăiți. Să trăiți. Doamne, mare a fost Shakespeare ăsta când a zis că totul e bine când se termină cu bine. De asta vă zic, să auzim numai de bine. Nu. Să auzim numai de bine. Nu. Numai de bine. Nu. Să auzim numai de mine. Asta. Știi care e cel mai înțelept lucru spus de un bărbat după ce a rostit da cu toată gura la oficiul stării civile? Nu. Care? Stai să o întreb pe nevastă mea. Pe urmă mă îmbolnăvesc de amnezie și în felul ăsta ies basma curată din toată povestea asta. Nu trebuie să mă mărit. Ce caut eu aici? Cine e el? Îl cunosc abia de 6 luni. De fapt, cine e el? N-ar fi trebuit niciodată să-i propun să ne căsătorim. 55.000 de lei. Și cu vechime. Fără dacia 1.100 tușani de mergem. Ce caut eu aici? De ce mă căsătoresc? 55.000 de lei. Și cu vechime. Soția lui Mitică Georgescu. Soția lui Georgescu. Sună bine. Ar fi trebuit să mă mărit cu Mitică Georgescu, nu cu ăsta. Auzi nume, Ion Ionescu. 55.000 de lei. Dragi prieteni, ne-am adunat în această încăpere solemnă. De ce sunt îngrijorată? Îl iubesc pe Ionel și Ionel mă iubește. N-ar fi aici dacă nu m-ar iubi. Ce caut eu aici? Cine e ea? O cunosc abia de 6 luni. În 6 luni nu poți cunoaște pe nimeni. N-ar fi trebuit să accept sub aceară de bărbat. Văzând cum adoră, a trebuit să-i încurajez cererea în căsătorie. Dar încă nu mi-am trăit tinerețea. N-am fost la bar niciodată. Melodii. Dar ce, ăla era program de bar? Îmi plăcea mai mult dansatoarea aia de la bar. Dar cum să te însori cu o dansatoare de bar? Mai ales că era și căsătorită. Nici n-am observat. Are un nec pe nas. Îmi privește nasul. Îi place nasul meu. M-am mărit cu un om care are un nec pe nas. 55.000 de lei. Cu vechime. Ce importanță. Numai fetița să fie fericită. Niciodată n-am fost mai nenorocită. Păcat că nu a putut fi aici și mama ei.
să se fie bucurat de ea, săracă. Ce îndie pe mama să nu vină, fiindcă nu i-a terminat croitoreaza rochie. Pare foarte zglobii. De ce-mi fac atâtea grijă? La urma urmelor sunt adultă, am 25 de ani. Sigur că e zglobie, e încă un copil, are 22 de ani. Dacă ar ști că de fapt am 27... Draga de ea, știe ce face? Nu mai puteam aștepta, are 29 de ani. E foarte inteligent, a terminat facultatea cu media 10. Când o afla că nu mi-am luat nici bacalaureatul... Toate actele sunt în regulă, formele îndeplinite. Măcar dacă ar lipsi un act. Poate lipsește unul. În fond strânsesem bani să-mi cumpăr mașină eu, nu el. Cetățeanul Ion Ionescu, de bună voie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana... Poate va spune nu. Dacă îmi concentrez gândurile cu toată puterea, poate îl hipnotizez. Spune nu, Ionele. Spune nu, nu, Ionele. Ar fi trebuit să le ia pe Mitică Georgescu. Mitică n-avea nec și, în schimb, avea mașină. Nu, Ionele, nu. Dacă mă umilește și spune nu, îi ard un pumn drept în negul ăla lui. Iar se uită la nasul meu. Într-adevăr mă iubește. Da! Poate să zic că el e căsătorit. E rândul meu. Cetățeana de bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe... Nu vreau! Dacă aș avea putere să spun nu, dacă spun nu, mă omoară tata. Spune nu! Doar o familie foarte fericită. Am să spun nu! Am să spun nu! Da! Da! Hai de mine, am spus da. Vă declar căsătorit. Acum zâmbesc, arăt că sunt fericit. Sunt maritată. Sunt maritată. În sfârșit sunt maritată. 55 de mii de lei. Bine, bine că n-a vrut Dacia 1300. Vai, vai, dar ce ochi frumoși ai, domnișoară. Lentile de contact. Da, 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 mă rog, mă rog. Dar ce, vai, ce dantură superbă, ai când zâmbești. E proteza de porțelan. Da, da, mă rog, mă rog. Și părul așa e mătăsos. E. Perucă din păr natural. Da? Da. Și sânii? De silicon. Bă, Sorine, tu ești? Da, bă, nu. Sunt Mona Lisa. Da? Atunci să te picteze Leonardo DiCaprio. Nu e cazul. Dar cum să nu iei cazul, măi, nene Petrică, măi? Eu mi-s Sorinel de nepotul mătăluță. Tu, draci! Și cu tine? Băi, Sorine! Băi, ce dai mă știi lumea de Sorina? Aoleu, ești de la? Nu, că nu-i deloc. Stai că tu-i spune. Acum câteva luni am avut o problemă aici de la apendicile ăsta. M-am dus la doctor care mi-a zis că operația de apendicită e ce să mai ai? Și m-au pus, am scrijelit niște formulare de șelea și m-au pus pe lista de șederi. Și am șezut, am așteptat câteva luni, după care, cât ai clipit din dești, opa, la spital. Bravo! Înseamnă că ai avut parte de o intervenție chirurgicală demnă de vremurile pe care le trăim. Hmm? Laser! Care ser? Nici ori aia coță din ser, m-o tăie de-a dreptul. După care, doctorul, medicul șef, mi-a zis, genială operație, e doamnă. Care e doamnă, băi, că e mers barbar, ca și bătrăuță, ea nu fi mătălăută o braț decât te-ai trântia cu dintivezi. Vă să zic că dumneavoastră erați barbat înainte de operație? Da, zic. Păi, v-au trimis, nu știu, a fost o greșeală ceva și v-au trimis la secția experimentală de schimbare de sex. Aole, te-a operat și omul. Ce om, doctorista, ce om, ui, mare om dată deja, bă. Păi și apendicele? Da, de apendicele. M-or put să scrijilez pe alte formulare de amul și avem două perechi de formulare. Acelea de transfer de la femei la barbar, că trebuie să mă fac la loc, și primele care au rămas dinainte de apendicite. Așa că, iar pe lista de șederi, iar am așteptat câteva luni, după care... Iarăși la spital și o operație și mai reușită ca prima, așa că nouul meu rinic merge de zbârnii.
Stai, ce rinichi? Care rinichi? Al treilea. Păi ce îți spui, mătăluță? Doi așaia care i-avem proprii și personal de la mămuca mea și al treilea pe care mi l-au înhipt la operația asta, că nu știu ce s-a întâmplat cu ăla, cu computatorul și ăla, care și așa era de la ajutoare și nu merge cum trebuie și m-a trimis la altă secție. Da. Și mi-a băgat un rinichi nou și a reușit operația, firar să hie de operație și doctorii s-au felicitat între dânsii, m-au luat și pe mine la felicitat și au uitat și de... Bine, și tu? Apendici. Și eu și. Eu șed. Eu șed că vorba și ea, nu poți. Completez formulare și șed. Că nu poți să te vâri așa în față, că și disciplină cu alea în spital, nu? Vorba și ea. Bine, dar aici ce cauți? E, aici robotesc, ce să fac, la muncă. Trebuie să întrețin dita mai femeia, nu? De mine e vorba, n-ai priceput. De mine, eu sunt dita mai femeia. Că ia câtă mă, nici nu știi mătăluță cât mă cost. Vorba și ea, și roche, și ciorap, și intimități, și toate și alea. Bașca al treilea rinichi. Păi aici șerii de băut mai ceva ca a primit doi. Imediat se usucă dacă nu... Așa e? Păi... Se usucă? Bine, dar apendicele. Ah! Gine zici, mătăluță, ia câtă o sosit azi și e vorba, e caldă călduță, e vorba de apendicile astea. Ia înveți și zice, și spune. A? Conform formularului primit de la dumneavoastră, vă facem cunoscut că trebuie să vă prezentați de urgență mâine luni la secția de... A? Maternitate? Aoleu, sorile. Sorina. Știi ce spune a 13-a lege a lui Murphy, Dorele? Nu, ce spune? Dacă ai o iubită, să ai grijă de ea. Da. Dar dacă am două... E, atunci să ai grijă de tine, Dorele. Da, numai că vezi tu, Cleopatru, tu și cunoștința asta a ta, a Murphy ăsta, ar trebui să mă scoateți dintr-un mare rahat. Ia uzi, dar despre ce-i vorba, Dorele? Păi, iubita mea a aflat că am și o logodnică și vrea să ne întâlnim toți trei. Foarte frumos din partea ei. Wow, ce ființă înțelegătoare. Așa o fi. Numai că eu acum sunt într-o mare dilemă. Păi de ce, Dorele? Fiindcă nu știu dacă s-o aduc și pe nevastă mea. De ce râdem? De ce râdem? Oli, nu cred. Ba da. Nu cred. Peste 150 de milioane de ani o să dispară toți bărbații. Nu, astea sunt zvonuri, tu glumești. Nu e nicio glumă. Savanții au stabilit. Dacă ne flășcăim, în ritmul ăsta, peste 150 de milioane de ani, ne-am dus pe copcă. Rămân femeile singure, o să fie vai de mama lor. Dar ești sigur, Oli? Oare asta nu e doar o stratagemă, știi? O stratagemă de-a lor ca să nu mai avem chef de nimic, să nu mai facem nimic, așa ca parlamentarii. Nu! Nu intra în panică! Noi mai avem ceva de spus, încă mai avem ceva de spus pe pământul ăsta. Da, și de băut. Hai, noroc! O ascultă, Olin, dar ce o să fac așa femeile fără noi? Aici, o dau în bară. Da, ce o să ne mai regrete? Și chiar nu o să mai fie așa picior de bărbat? Nici de sămânță! Păi și cine o să le lase însărcinate? Cred că o să iei ceva măsuri în direcția asta. Oli, și dacă o să se nască numai băieți? O să ia alte măsuri în altă direcție. Nu, Oli, eu cred 100% că de fapt asta este o invenție a femeilor. Da, e o invenție ca să ne înfricoșeze, să ne oblige să ne uităm noi în oglindă. Ce-i drept? E complicată chestia. Dar
Oli, nu puteai să aștepți și tu după anul nou să-mi comunici chestia asta? M-am gândit că trebuie să știi mai devreme. Poate luăm niște măsuri acolo, să devenim mai vigilenți. Că uite, deja am aflat că femeile sunt mult mai multe decât bărbații pe mapa mond. Păi și atunci ce măsuri trebuie să luăm ca să nu dispărem? În ce sens? Adică n-am putea să cădem la o înțelegere cu ele. Păi tu te înțelegi cu nevastă ta? Da, eu mă înțeleg foarte prost cu nevastă mea. Păi și eu la fel, eu sunt aproape de divorț. Da, ai dreptate. Amazoance și matriarhat. A mea n-o să ajungă în veci, amazoană. Rupe calul sub ea, îl face ponei. Când am cunoscut-o, o sufla vântul. Și acum blochează uraganul dacă își pune minte. Fizicul. Fizicul și mintea. Da. Ai dreptate. Că și eu am observat că pe zi ce trece sunt din ce în ce mai nervoase, mai autoritare, da? O dau mereu cu vocativul. Semn clar. Ți-am spus, savanții au avut dreptate. Ce le-a venit și lor să facă treaba asta publică tocmai acum? Nu puteau să mai aștepte, că doar nu arde. Eu ți-am spus, prietenește, te-am avertizat. Da. Atunci eu mă duc să iau măsuri. Nu! Las că le iau eu. Adică cum? Vii tu, femeie, ce te afli pe buletinul meu și în spațiul meu locativ și după 150 de milioane de ani îmi spui să fac pași? Păi cine te-a dus la altar când nu era indicat să te plimbi cu popa după tine prin biserică? Cine te-a dus la techiliul în fiecare vară după 1 septembrie? Cine ți-a cumpărat cizme mărimea 44 căde? Îți plăcea să trăiești pe picior mare? Mamă ta? Nu! Eu! Da, hai, nu te enerva, că am trecut noi prin greutăți și mai mari, nu? Doar nu să ne speriem acum de o dispariție așa în masă. Ai văzut și tu doar cât suntem noi duminica pe stadioane. Doar nu o să vină niște femei să ne dea așa pur și simplu afară de pe glob. Ce ai, dragă Dragoș? De ce plângi? S-a dus vara, s-a dus căldura pe gratis, de acum vine aia pe bani. Hai, nu te mai plânge atâta. Stai să vezi în ce încurcături a intrat Nea Mărin cu nepotul Sucă. Aoleu! Bă, frate meu, lasă-mă, bă, că sunt necăji, bă. Sunt necăji rău de tot, bă. E, de ce? E te de-aia. Îmi făcu nepotul meu Sucă una, bă, îmi făcu nepotul meu Sucă una... De m-a uscat la ficați, auzi? M-a uscat la ficați și mai. Bă, Sucă ăsta de când l-au oat măsa, bă, numai de încurcături și de drăcii fu bun, auzi? Până avea decât vreo 4 anișori când fusese eu pe la tasă, cum stam așa de vorbă, auzim în fundul curții schelălăim pe cartuș, avea un câine de zicea cartuș. Bă, schelălăia ăla de mama focului, bă, deci ai că pleznește. Bă, fugiră repede, bă, să știți că căzu câinele în groapa cu varne stins. Când ajunseră maci în fundul curții după pătul, bă, minunea minunilor, bă, să tăvălea câinele, mă, abia-l potoliram. Au Sucă și învințesă dinți în gâtul câinelui și nu vrea să-i dea drumul de fel, mă, de fel. Abia-i desfăcură în fălcele cu o bucată de lemn, știi? Mă, săracul câine, când s-a văzut Slobod, mă, când s-a văzut câinele Slobod, s-a dus și dracul l-a mai văzut de atunci. Dracul a dus rămasă. Mă, lota sau la bătaie, mă. Mă, ce-a pusă-și cu câinele, mă? Ce-a pusă-și cu câinele de mușcaș, câinele, mă? Ce, ești turbat, mă? Ești turbat? Dar Sucă zice, păi el e de vină, că el începu. Că el vrut să mă muște întâi, știi, când vrut să-i să ia osul. Auzi, mă, minte la el. Minte la el. Acum, în timpul războiului, el cu încă un prieten al lui înjurat, prindeau câte o amărâtă de mâță și o încălțau în jumătăți de nucă, știi, de coș de nucă, pline cu smoală muiată. O încălțau de călca săraca ca pe tampoane. Auzi, lua mâța și o arunca pe coperișul de tinichea la popa Petrică, bă, de fugea lumea, s-a dăpostea prin beciuri, prin șanțuri, că știa că e vreo mitralieră ceva, știi, vreo mitralieră ceva. Mă, auzi, mă, ce-i dat prin gând, mă, ce-i dat prin gând de mic, bă, de mic. Lasă că la școală ce să mai vorbim? Ce să mai vorbim la școală? Că stătut vreo 3 ani numai la regula de 3 simple, auzi? Numai la aia de 3 simple. Bine că îi zice de 3 simple, că dacă îi zicea cumva de 3 încurcate, știi? Baxa mă era în școală și acum. E, după ce cresc cu mai mare, nu trecea săptămână, mă, să nu vii acasă cu capul spart. Mă, nu trecea săptămână. Zice tasă, mă, săracul copil, ce ori avea, mă, îi flăcăi? Îi dă naș cu el, mă, de-i dau numai în cap. Numai în cap îi dau. Lasă, zic eu, fii mulțumit. Fii mulțumit că îi dau în cap, că habar n-are Sucă, că de cap e tare. Ză mersi că nu-i dau peste cotoaie, știi? Că ți-l lăsau un loc până acum, de-l mutai cu rogojina de la soare la umbră. De la soare la umbră. La armată ce? Mai la armată stă tu mai mult la carceră ca la instrucție. Păi auzi ce face într-o zi, mă? Auzi ce face într-o zi? Stă el de santinela la poarta regimentului și vine majorul la el, zice, mă, Sucă, veni tovarășul colonel, mă, veni? Nu veni, zice Sucă, nu veni.
Peste câtva timp iar vine majorul. Bă, îl văzuși pe tovarășul colonel sau nu-l văzuși? Nu-l văzuși, zice Suca. Dacă nu-l văzuși, nu-l văzuși, nu-l văzuși, nu veni. Bă, zice, când o veni, să-mi dai de veste, auzi? Să-mi dai de veste numai decât. Bine, zice Suca. Stă el ce stă și după vreme, opa, vine și colonelul. Dar Suca, în loc să-i dea onorul, zice, auzi, stop, colonel, astăzi o curcaș rău de tot, auzi? O curcaș rău de tot. Păi te caută majorul de vreo două ceasuri, să vezi ce păsăși, vezi cum te descurci. Bă, colonelul rămasă tablou, bă. Rămasă tablou, înțepenii. Dar și Suca înțepenii vreo trei săptămâni la carcere, auzi? Bă, da, cu urmă am făcut una de le întrece pe toate, mă. Bă, le întrece pe toate, mă. Auzi, mă, scrie mie nașul Pantelică, de la București, zice, mă, fine, Mărine, vezi că eu vându-i locul de veci de acolo, de la Băilești, așa că te rog pe tine frumos, dezgroapă pe muica și trimite-o în coacă, un om de încredere, să o îngropăm aici la București, să fim toți, să fim toți la un loc. Mă, ce vrea să fac? Făcui rost de forme, mă apucai, o dezgropai pe a bătrână că se odinea săraca de vreo 30 de ani, o băgai într-un săculeț, cumpărai la comparativ un diamantan nou, știi? O băgai înăuntru și o trimi la București, dar vreo 3 zile nu găsi pe nimeni, auzi? Nu găsi pe nimeni, așa că o luai acasă la mine, dar nu puteam să o las pe prispă, că am niște câini. Așa că o băgai în casă supat, știi? Dar nu mai scăpam de gura lui Veta. Și Mărine, trimite-o pe muma lunașul la București, că nu mai prea am somn, auzi? Nu mai prea am somn. Bă, nu vezi fă că ești năroadă. Păi nu vezi că n-am cu cine? Că nu poți să o trimiți în gură, că nu se descurcă. Mă, ne gândirăm, zice ea, ia trimite-l, mă, pe Sucă, că să ducă și el un geamantan, o fi în stare, bă, să duc un geamantan. Mă, zic și făcut, îi dădui geamantanul lui Sucă, plecă el la București, la Craiova, a făcut el ce a făcut și chiar du trenul, auzi? Chiar du trenul la Craiova. Rămase el de dormit pe acolo, prin gară, a avut noroc că s-a întâlnit cu unul cu care a făcut armata. Să întâlnim cu unul de să înghesuiră unul în altul, să nu degere, știi? E, și plecă Suca al meu cu trenul de-al doilea. Cu trenul de-al doilea plecă la București. Când a ajuns aici, nașul zice, hai bă, odată, bine că veniți, te aștept de vreo 5 ceasuri. Deschisă rei geamantanul să stropească oasele cu vin, știi? Și rămaseră cu gura căscată, bă. Păi în geamantan era vreo două perechi de ciorapi, trei cepi, o bucată de brânză și niște rufe murdare. Bă, frate meu, mă, bă, a început bâlciul mare, mă, n-aș areta leșină, popa să supără, îi blestemă, îți luă dăjdile și dusfu, știi? Popa, dusfu, bă, nașul să-l omoare pe Sucă, nu alta, ce făcuși cu muica, bă, unde e muica, bă, ce făcuși cu muica, bă, o schimbați pe ceapă, bă, altul a încurcat, dar Sucă învăța cu greutățele, știi? Învăța cu greutățele, n-aș areta zice, lasă-mă, Pantelică, și cu măta asta, că mi-a mâncat zilele de când trăia, și te nici acum nu s-a stâmpără, nici acum nu se potolește. Mă, după câtva timp să mai liniștiră ei, din vorbă în vorbă își dă Sucă cu presupusul, mă, zice, să știi că geamantanul e la prietenul meu ăla din armată, că parcă avea unul la fel. Că și ăștia, mă, frate meu, de la comparativă, când fac câte un lucru, le fac toate la fel, de nu mai știi care e ăla, care e ălalt, de le încurci, mă, nu mai știi nici ești tu, auzi? Mă, dă-te telefoane, dă-i la telefoane după ăla. A bun noroc că îi spusase omul unde șade, într-un sat pe lângă Petroșani. Mă, până la urmă îl găsiră la miliție. Da, bă, ăla a încurcat-se de tot. Când a ajuns omul acasă, a zis muierii, ia fă și tu rufelele murdare din geamantan și spală-le, știi? Spală-le. Mă, când a deschis muierea geamantanului, s-a făcut rău, mă, când a dat de hârca lui Coana Mare. Că nu o cunoștea, știi? Nu o cunoștea. Mă, femeia s-a dus la miliție, ce mai? S-a dus la miliție, spusă ce și cum, îl umflară ăia de la miliție, luară pe om la întrebări. Mă, omul nu mai pricepea nimic, sărac, nu mai înțelegea nimic. A avut noroc un plutonier deștept, ăla băiat deștept, că-i spus să lăsați bă omul în pace. Voi nu vedeți că oasele astea e moarte dinainte de a să fi născut omul, știi? Ăsta a fost norocul lui, că dacă erau oasele mai proaspete, o încurca de tot. Mă, din vorbă în vorbă, Sucă zice, bă, să vii tu cu geamantanul la București. La zice, nu, vino tu cu geamantanul la Petroșan, că nu eu îl încurcai, știi, tu îl încurcași. Mă, dacă am făcut să le armata împreună, până la urmă să înțeleasere. Să întâlnească la mijlocul drumului, știi, la Piatra Olt. Că de-aia îndete telefon nașul și-mi spusă, Mărine, miercuri, ești la Piatra Olt în gară, când vine cursa de București și face cruce cu aia de Simeria. Asistez la schimbul de geamantane, vezi să nu lipsească ceva din muica, că nu ce vă fac. Bă, și de nepotul Sucă să nu mă aud, bă, să nu mă aud că fac moarte de om, bă, moarte de om fac. Adică vorba vine moarte de om, că e o dobitoc mai mare ca Sucă ăsta, n-am văzut în viața mea, bă, n-am văzut în viața mea. Asta e. Și cu asta basta, s-a sfârșit prima ediție din Hazlia noastră gală. Ce să spun, mare spofală. Așa face, dragi prieteni, după orice premieră. Lasă-o baltă, domnișoară, asta e altă calimeră. Mai bine trage cortina. Fără nicio vorbă bună. Fără. Hai și acum dă-i spoară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară. Peste fix o săptămână. La Gala Umorului!